găsit la Vocea Filmelor. Nu mi-am cumpărat altă casă. Știți, asta ca să nu mai apară vreo știre pe undeva, nu m-am mutat nici într-un castel, dar cred că am intrat într-o altă dimensiune. Știți cum e cu metaversul, acum funcționează și mărturisesc că mă simt cel mai bine aici în Teatrul Tony Bulandra din Târgoviște, unde am venit la ediția a 10-a, despre care vă mai vorbeam, ediția X, a 10-a, ca să zicem în cifre romane, a festivalului de teatru Babel, dar e și de teatru, e și muzică, sunt firește și filme, că altfel n-aș avea ce căuta aici, sau aș fi simplu spectator. Dar oricum mă simt cât se poate de bine și, apropo de asta, am să vă povestesc o întâmplare nostimă de ieri. M-am dus la piață. Și, mă rog, nu era acolo chiar Eliza, nu era florăreasa, era o fructă reasă, ca să fim foarte eleganți. Și când m-a văzut, mi-a zis, ulică, de câte filme am văzut eu traduse de dumneavoastră, evident n-a vrut să-mi ia bani. Ceea ce aș fi preferat să-mi ia, mărturisesc foarte sincer, dar era atât de drăguță și care mi-a zis, dă-mă tăcuciu că zi, băi, și eu zic la festival, la teatru. La Bulandra, la Bulandra. Și după care am venit și i-am povestit lui Ranin întâmplarea, la care mi-a zis, dar tu știi că într-adevăr așa îl chema inițial Antonio, așa, sau Antonel. Și bineînțeles, doamna Bulandra a zis, nu se poate să așa. Schimbăm în Tony și nici Bulandra nu se poate în Bulandra. Deci nu era foarte departe, așa că vă rog să nu râdeți sau să râdeți așa cu cea mai mare afecțiune, pentru că pentru mine a fost un moment atât de frumos. Mi s-a mai întâmplat de mult așa ceva. Mi-aduc aminte prima dată când am fost la Londra și am primit chiar un buchețel de violete pe gratis, dar de la cineva care n-ascultase filme. Dar probabil că așa, indirect, de la My Fair Lady le primise. E, și să mă întorc înapoi. În weekendul trecut am ajuns și la un TEDx, tocmai la Târgu Mureș, acolo unde era vorba despre puzzle, nici mai mult, nici mai puțin, puzzle complicat, și unde am ascultat foarte multe povești, una mai interesantă decât cealaltă. Și cum eram firește și cronometru, cum pot să fie altfel decât contra cronometru, de fiecare dată, pentru că de la Târgoviște, miez de noapte, am ajuns până la Târgu Mureș, după aia înapoi vreau să ajung la București ca să văd filmul despre care tot vă povesteam, filmul acela mut care avea deja 100 de ani și se chema Inimă fidelă, și pentru un fidel la cinema nu se putea să lipsesc, și unde a fost acompaniat de un acordeon, unde acordeonistul, surprinderea mea totală după un film al lui Epstein, foarte dulce și care, știți cum este, termină cu bine, pentru că așa era pe vremuri, și unde în sală l-am văzut inclusiv pe Corneliu Porumboiu. În schimb, acordeonistul, ce credeți că ne-a spus? Că atunci vedea pentru prima dată filmul. Și mi-am dat seama la cine concertele noastre cât de mult se lucrează, cât lucrează Otila Sabo ca să facă la violoncel, cât lucrează Alin Zăvrăutean ca să creeze, pe lângă ce improvizezi, dar totuși și creezi și știi foarte bine filmul, ca să nu mai spunem de câte ori îl vede Radu Rădescu. Dar acum știi, fiecare cu sistemul lui, era așa un pic pe repede înainte, să vedem cam ce ne iese. Cred că merge să-l mai facem și noi odată, poate că obținem drepturile, pentru că ar fi păcat. Era fermecător, inclusiv cu mișcarea aceea, în niște călușei, ca la Cannes sau ca în filmul lui Mungiu, cum spun mereu, că istoria se repete. Și plus toate montajele extrem de moderne ale lui Epstein de acum 100 de ani. Bun. Să mă întorc însă la TEDx-ul de la Târgu Mureș, unde, bineînțeles, știți cum e, lista era, am spus, eu aș vrea să intru foarte repede ca să pot să ajung înapoi la București, să văd chiar două filme, că mai era încă unul foarte interesant înainte, cu Vincent Landon, care fusese președintele jurului și juca cu Kimberlin, cu fosta lui soție, și vreau eu să văd cum se înțeleg pe ecran. Ei, se mai ceartă inclusiv pe ecran, dar, mă rog, pe ecran e mai simplu decât în viața cea de toate zilele. Din nou e o poveste cu șomaj, cu dat afară, cu... Sigur, l-am preferat pe
Up in the Air, pe cel cu George Clooney, că oricum parcă ți era mai milă de el decât de Dan Sutherland, care nici nu a dat niciun premiu ăla. Ne-a dat niciun premiu filmului lui Mungiu, vedeți, am vrut să zic la România, dar m-am dat seama că gramatical sună cam ciudat, dar cred că am rămas de la fructele de ieri. Deci, să revenim. Pentru că schimbaseră programul, ar fi trebuit să întârzi suficient și înainte vorbise un domn care fusese procuror și care se făcuse între timp, dramaturg și care ne povestise, avusese un moment foarte dificil când ar fi trebuit să acuze o vinovată de crimă, dar care ucisese în legitimă apărare pentru că soțul cu pricina bătuse ca la fasole la ea 20 de ani, o terorizase în așa hal încât biata femeie n-a mai știut ce să facă și, mă rog, a iertat-o. Și drept care m-am dus la domnul Suciu care urma după mine și i-am spus: domnul Suciu, nu-i așa că sunteți un mare domn și mă lăsați pe mine să vorbesc înainte ca să ajung la cele două filme de la Elvira Popescu? Și a spus da. Drept care ne-am ajuns pe scenă, am spus că dacă nu, probabil, că domnul procuror mi-ar fi găsit și mie circunstanțate. Nu am de dacă l-omoram, pentru că nu mă lăsam să vorbesc eu înaintea lui, dar a fost minunat. Dar despre toate întâmplările de acolo să vă mai povestesc, pentru că am cunoscut personaje foarte diferite, un profesor de română extraordinar, doi specialiști în texte, un flic despre care nu știam, dar probabil voi știți cu toții, și la fiecare am niște detalii, dar nu acum pentru că am prea multe despre Babel, pe când asta pot să le mai las un pic până apar și pe net. Și cum observasem acum câțiva ani buni înainte de pandemie, de exemplu, în India există un canal de televiziune unde se dau toate întâlnirile TEDx și tot îi propun lui Victor Miron să facem demersurile, să încercăm și noi, sau măcar o parte dintre ele, eventual pe cele pe care le-am ratat, că, de exemplu, dacă domnul Suciu a fost așa de drăguț, aș fi vrut să văd și despre ce a vorbit după aia, nu să plec pur și simplu. Pentru că a mai fost și o întâlnire despre, inclusiv despre cum poți să retransformi România, nu în grânarul Europei, dar chiar în legumarul Europei. Ce spuneți de asta? În franceză știi, gros legume înseamnă un ștab. Un ștab care face legume, cred că e mult mai elegant decât ștabul ăla pe care îl știm cu toții și încercăm să-l evităm. Bun. Mă întorc la Babe. A început cu o paradă. Ca de fiecare dată, m-am stricurat în prima mașină, mărturisesc. Era un Ford. Apropo de Ford, să vă spun, am văzut în sfârșit și vă recomand documentarul despre Richard Burton și toată povestea lui despre intrarea lui în teatru, despre familia lui, despre întâlnirile cu Liz Taylor și amorurile cu Liz Taylor și toate poveștile lui de dragoste și toate una peste alta și cum te învăța el să spui Oxford. Și nu Oxford, că n-ai un Ford acolo, n-ai o mașină, oricât ai visat la un Ford, la o mașină, ci este Oxford. Și o să învățați o engleză perfectă de la un galez. Nu? E interesant. Să vă uitați neapărat, pentru că o să vă mai spun o poveste, de aia o să fie separată, pentru că e o poveste apropo de cafea. Da, ceva mai încolo și, cum spuneam, separat. A fost parada. Deci în mașină, frumos, am străbătut tot orașul, lumea fericită, niște artificii extraordinare. Înțeles că sunt artificierii de la orăștie care sunt cei mai grozavi. De adevăr, aproape că de la Carlo Vivari n-am mai văzut așa ceva de acum 30 de ani și cum istoria se repetă și anul ăsta reajung, am să văd dacă au mai schimbat ceva în ăștia 30 de ani. După care au început spectacolele. N-am să le spun în ordine, pentru că oricum nu asta e foarte important, ci afectiv. Am să vă spun întâi de toate că cel din Coreea mi-a fost cel mai drag. Și este o poveste, după poveste reală, un erou al lor, Coreea de Sud, ca să fim foarte lămuriți din start, un erou al lor de la începutul secolului precedent, conflictele lor pe care le-au avut, nu cu americanii, cum ați putea crede, nu, nici vorbă, știți cum ziceau comuniștii jos rabele de pe Coreea când a fost... Când a fost războiul cu pricina și nici cu Indochina, nu, cu japonezii, ceva anterior. Oricum, era povestea unui ziarist și povestea unei femei care în sfârșit reușea să studieze medicina în China, nu încă în Coreea.
iarăși aflam foarte multe lucruri, dar cred că cel mai mult idila conta și mai cu seamă că se reîntâlneau pe lumea cealaltă. Să știți că indiferent de religie, așa se presupune că se întâmplă de tot. Există un iad, un rai, dar mai există și o perioadă de asta, fie de reîncarnare, fie de sigur reîntâlnire dacă iubirea e suficient de puternică. Normal că ne-a dat curaj, pentru că să știți că s-a repetat în mai multe momente, aproape că înțelegeam și coreana, deși să știți, exista traducere. Nu e supratitrare, nici subtitrare, era laterală, dar am apreciat, era scrisă pe un ecran foarte mare, scrisă cu litere foarte mari. Asta mi-a amintit de neanicul care avea niște mașini de scris așa ca să nu schimbe foile prea des, ca să nu se vadă că am îmbătrânit și că trebuie să poarte ochelari, că în capul lui numai dacă îmbătrânești porți ochelari. Asta e, mereu vă povestesc asta, pentru că se întâmplă și în desenele animate, mereu apare câte un copil cu ochelari ca tocmai minorul cu pricina să nu zică nu vreau să port ochelari, dar și să-i să spună uite, Harry Potter, uite. La japonez nu mai zic, o să ajungem și la japonez că am văzut un film cu totul special, dar nu în cadrul festivalului, dar în cinemaul Independența, care e mare, frumos, superb, extraordinar, are un hol formidabil și unde rulează filmele care sunt în general pe marile ecrane, dar și filme speciale pentru festival. Apoi, ce ne-a mai plăcut? Mi-a plăcut foarte tare trupa din India. Au avut întâi un spectacol în două personaje, care suna așa, e oare Dumnezeu taoist? Pe scurt, Dumnezeu era o femeie și exista și un muritor. Un muritor care, înainte să înceapă spectacolul, se învârtește în jurul unei prăjituri. Să o mănânce. Pentru că trebuie să ajungem la povestea cu liberul arbitru, după care o are o discuție extrem de inteligentă cu doamne, n-am să vă reproduc, dar erau minunați, vrei așa să absorb fiecare replică în parte. Cea care a fost Dumnezeu, a doua zi avea să fie într-un one woman show, să ne povestească despre bunica ei, după un text din nou scris de un occidental. Când zicem occidental, zicem european. Apropo, să nu uităm, apropo de Coreea, s-a semnat un contract extrem de important aici și va fi un festival pan-european, pan-asiatic. Și a fost semnat de Ranin și de directorul tuturor festivalelor din Asia. Ce ziceți? Interesant, nu-i așa? Păi am zis, oricum merg mână-mână cu tot ce s-a întâmplat la Cannes, anul acesta, filmul Broker, care era făcut de coreeni și regizorul era japonez. Am zis că perfect o să poată juca și românii cu coreenii, pentru că nu e neapărat nevoie să se știe în egală măsură ambele limbi și, pe urmă, există și traducători. Trebuie să recunosc că a avut Ranin o traducătoare fantastică, absolut fantastică și foarte vie. Sper cu prima ocazie să-i facem și un interviu. Bun. Și pentru că m-am întors la spectacolul indien cei, indiancă din India, deci nu din America, asta pentru că știți că nepoata lui Elvis tocmai a făcut un film cu indienii din America, cu pieile roșii, nu? Așa, că vine cu Elvis, ce mai... Așa ca de încălzire, chiar la Hard Rock Cafe, așa unde eu am sperat că se dă și filmul, da. Era numai muzică, dar asta e, trebuie să avem și o încălzire pentru filmul care urmează, gata, de săptămâna viitoare, îl puteți vedea. Mai ales că de duminica asta o să fac o emisiune puțin mai amplă, pentru că avem două săptămâni de pauză, așa un fel de vacanță. Nu neapărat că am plecat vreunul dintre noi în vacanță, dar fiecare pleacă drumului și nu ne putem întâlni cum s-a întâmplat. Asta a fost o surpriză extraordinară, că a venit Daniel și m-a filmat aici la... Nici nu speram eu. Eu n-am îndrăzit să-i spun să vină până la Târgoviște, dar sunt foarte fericită ca să puteți să vedeți unde mă simt eu ca în rai, că dincolo nu cred că ajung, că am destul de păcate, deci nu. Ce era interesant în povestea indiencă era povestea de fapt a bunicii, care a trăit 70 de ani și care a învățat-o trei lucruri. Să fii prezent, deci să apari, să-ți faci naibii treaba, bine dacă se poate așa adăuga eu, și să nu te dai bătut, respectiv bătută, niciodată, să nu renunți.
Niciodată era de la mine, nu era acolo, pentru că la sfârșit ne-a pus să le spunem și eu l-am băgat pe Never, care nu era în text, dar m-a înconvințat, deci eu cred că ar trebui să le ținem minte, așa cum într-unul din TEDx-uri tocmai spuneau că e foarte important să fim prezenți și mai ales să fim foarte focusați și dacă se poate și să ne implicăm. Eu aș mai adăuga să nu fim superficiali și primul pas știți care e. Să stai până la ultimul generic la toate filmele și asta e primul pas ca să nu fii superficial și după aia încetul cu încetul să face loc și pentru toate celelalte. Ce-am mai văzut? Un Don Juan montat la Reșița, chiar de Ranin, un molier făcut clasic, lucrat impecabil de o trupă foarte tânără. Și chiar mă gândeam că ar trebui să facă un turneu pentru că e util să descoperi pe Molière și eventual și pe Shakespeare așa cum sunt ei. Sigur, acum sunt 400 de ani de la Molière, dar aducerea în prezent mult prea agresivă nu folosește nimănui. Pe când aici, Ranin a încercat să meargă spre teatru baroc, spre stilul baroc, după cum observa profesorul Paul Cheribuță, și spre comedia de arte. Și a funcționat perfect. Deci lumea a fost fericită, foarte mulți tineri în sală și cu ocazia asta, cum zic eu, nu trebuie să ne imaginăm că Gopo e doar un premiu, ce a fost Ion Popescu Gopo și nici premiile Molière sunt doar un premiu, ci a existat și Molière, așa cum și Cezar a fost totuși un sculptor, chiar dacă sună bine să iei un Cezar, că vorba aceea, nu? Avez-moi, nu spunea așa Alain Delon când era Iulius Cezar, precis că n-ați uitat. Ei, și apropo de Cezarul și de asta, să știți că Depardieu, nu știu dacă vine și personal, asta n-am reușit să aflu, dar va fi un film latif de data asta, o să fie chiar un Maigret. De la asta am să revin. Să ne întoarcem mai departe la spectacolele de aici, de la Babel, pentru că fiind turnul Babel, mergem peste tot așa, fără pașaport, fără vize. N-am reușit să prind chiar toate spectacolele, dar au fost două spectacole ale unui regizor care se numește Dumitru Acrișeu, tânără. Speranță, înțeleg că nu-i foarte, foarte tânăr. Mă rog, are 40 de ani, totul e relativ, știți cum e asta cu tânăr, netânăr, nu ne interesează. Hai să zicem că e oarecum mai la început. Deci, ce am văzut? Am văzut întâi O crimă și pedeapsă, din care exact personajul principal lipsea, era interpretat de toate celelalte personaje. Mă rog, acum la Cordonski am mai văzut noi interpretat de trei personaje. Acum aici erau amestecate cam toate. Mă rog, toată lumea l-a văzut pe Cordonski, nu l-a văzut cu toții de la fratele Bulandra de la București, nu? Na. Ei, dar m-am bucurat pentru că era acolo și cel care a luat chiar Gopo anul ăsta pentru neidentificat, Bogdan Farcaș, și m-am bucurat să-l văd jucând pe scenă. Era Iulia Verdeș, care e foarte dragă și joacă extrem de intens și care oricum s-a ocupat și de indiene, aici e prezentă întotdeauna. Și cred că ar putea să facă foarte bine spectacolul de care vă ziceam ce cu Dumnezeu, ar putea să fie Dumnezeu, să vedem pe cine luăm de muritor acolo, încă nu am decis, dar poate tot pe Farcaș, de ce nu, dacă nu are alte angajamente, că deja joacă mult în filme, după cum bine știm, și chiar și în seriale. Evident că era și Liviu Cheloiu, care este director artistic al festivalului și care a făcut selecția spectacolelor și care, știți bine, joacă și în povestea cu Revoluția, nu? Last Minute, care a fost prezentat de curând la Muzeul Țăranului și a funcționat și apropo de asta cu el a fost și în Italia. Și din Italia a venit chiar un domn polițist, care ce credeți căuta? Actor care să fi jucat rolul de polițist la fix. Imediat, întâi m-am gândit la polițist adjectiv și la Vlad Ivanov. Știu, era doar pe scena finală. Avem și pe Bucur în rest, dar așa m-am gândit eu în primul moment, dar după aia mi-am seama că e și Farcaș și pe el îl avem chiar aici, deci le putem face lipitura să îl descopere cât mai bine italienii. Bun, și a fost spectacolul ăsta într-un fel de cutie, așa, domnul Acriș și el hotăra unde te așezi. Mă rog, știm
un psihanalist cu complexul lui Doamne, Doamne, aici era bărbat, asta este, am înțeles, parcă preferam indianca. Am trecut de asta și a doua zi am avut un alt spectacol, Casa, după Vasa Jeznova a lui Gorki. Mărturisesc că nu văzusem spectacolul niciodată, pentru că niciodată nu mă tentaseră actrițele care o interpretau și mi se părea așa prea, nu știu, prea butucănos, prea bine. În sfârșit, acum nu-i mai zicea așa, îi zicea Casa, din nou. Ne-am dus în altă sală de 700 de locuri și am zis, o să stăm lejer, nici vorbă. Am mai făcut o cutie, iar ne-a așezat pe fiecare unde a vrut el. Asta este, cum spuneam, l-am avertizat doar că dacă nu-s la cap de rând, voi leșina și o să aibă un program în paralel, așa, o să aibă teatru în teatru. Bun, m-a lăsat totuși la cap de rând, în față s-a așezat un domn foarte înalt, i-am zis, e perfect, o să fie ca la teatru radiofonic. Era Hugo Wolf, un extraordinar coregraf, care s-a dovedit și un domn care a zis, nu vreți să facem schimb, și s-a mutat în spatele meu. În față, el a apărut unul foarte înalt, care n-a mai fost așa de domn, dar, mă rog, am văzut ce am avut de văzut pe laterale. Ce am văzut pe lateral? Și mai ales ce am auzit. Parțial, piesa era în limba rusă, nu tu traducere, nu tu nimic și în condițiile date, credeți-mă, după 50 de ani de comunism e cam greu. Știu, pe vremuri, prin anii 50, se chema să învățăm limba rusă cântând. Acu era să învățăm limba rusă ascultând după Gorki. Bun, perfect. Mai era și un personaj, o namilă, așa, care avea un tatuaj cu toate zilele, doar că inscripțiile erau un ivrit. N-am înțeles ce legătură avea cu tot restul, adică aici chiar n-am mai înțeles. S-a mai aruncat niște băutură, la un moment dat trebuia să dea foc și mirosea benzină. Eu după un incendiu de Crăciun sunt ceva mai atent dacă miroasea ars, așa, parcă m-aș mai teme. Dar care a fost punctul pentru care, cum spunea domnul Sucheanu, merită fiecare lucru să-l vezi măcar o dată? La un moment dat, unul dintre personaje, ce credeți că spune? La bine și la greu. Ei bine, e o expresie care pe mine m-a obsedat de când au venit minerii peste noi. Și cum recent, cu toții, l-am revăzut pe Iliescu, știu, tocmai au luat aia foarte bine, nu contează, oricum trebuiau să-i o dea inițial, așa. Mi-amintesc discursul lui, care suna așa către minieri, nu? Că nu mai scăpau de ei. Bună seara, domn Bazilio, că poate v-am chemat și poate mai și plecați. Și era așa, sunteți minunați. Ne-a fost întotdeauna la bine și la greu. Și am zis, de ce naiba la bine și la greu, de 30 de ani mă întreb, și nu la bine și la rău, cum e normal? Și m-a lămurit. Deci, în primul rând, e clar că cine a stat 5 ani la ruși nu poate gândi ca Bush, deci de-aia zicea Iliescu așa și de-aia zicea și ăsta în piesa după Gorki. Și m-a lămurit tot Ranin și a zis, da, este tipic pentru atei, care nu au principiul de bine și de rău, ci de bine și de greu. E, deci de-aia merita să-mi pierd 2 ore din viață și să mă stresez cu limba rusă, pe care sper să nu fie niciodată nevoie să o învăț. Bun, știu, cunosc toată lista, inclusiv Tchaikovsky, de care v-am mai spus că de curând și-a bătut jos într-un film pe care eu personal nu i-aș fi dat voie să apară. Tchaikovsky e Tchaikovsky nu pentru nevastă sa isterică și pe care nu vreau să știu măcar că a existat. Da, asta este. Bun, deci cam asta ar fi în privința spectacolului, dar au fost, vă spun, îmi pare rău că am ratat Evita, dar îl văd eu la toamnă. Și ce am mai ratat? Nu, am ratat când a avut premiera, nu era în festival acum, dar era Zorba Grecu și chiar l-au montat înainte de pandemie și juca tot Toma Cuzin, apropo de film în sat, și sper să mai joace așa, pentru chiar dacă la un moment dat am mai abandonat, am mai așa, dar sper să împace toată lumea cu toată lumea și să văd și eu spectacolul, măcar cât să văd spectacolul și pe aia mai vedem. Bun, apropo de nostalgii și nenostalgii, s-a deschis un muzeu antinostalgie și s-a deschis la Timișoara cu fotografii din perioada ceaușistă. Eu cred că ar fi foarte util, când spunem antinostalgie, să nu ne referim strict la
nenorocirea asta de epocă de aur. Eu zic că e bine să nu uităm nici pe deși, că n-a fost nicio fericire nici atunci. Știu, e ceva mai încolo, dar știți cum e. Istoria merge până la Homer și chiar și mai înapoi, dacă stau să mă gândesc bine. În schimb, și e deschisă până în 7 iulie, cam puțin. Eu speram să fie până la Flight Festival, să apuc și eu să văd, că chiar mă interesa foarte tare, că erau imagini inedite, comentarii, într-un muzeu al ororilor comuniste, pe care n-am apucat să-l văd la Timișoara, dar am să-l văd și pe ăsta. Apropo de muzee pe care le-am văzut, de data asta e o nostalgie pozitivă. Și am aflat că există un muzeu al romanței. Unde credeți? Chiar aici, la Târgoviște. Pentru că aici știți că este și crizantema de aur. Apropo, în caz că nu știați, există și o crizantemă de argint în Basarabia. Ei, cu romanțele lucrurile stau în felul următor. Cele interbelice erau extrem de frumoase. Și părintele al romanțelor este Ionel Fernic. Și cu ocazia asta am citit foarte mult despre el, nu știam. În primul rând că, din păcate, a murit la 37 de ani, că era pasionat de zbor, că era și scriitor și poet și pilota chiar. Culmea, nu a murit într-un accident în care el să fi pilotat, ci pur și simplu a schimbat cu un prieten un zbor să ajungă mai repede la București și avionul s-a prăbușit. Era un avion polonez de la liniile LOT. Trist, foarte trist. Dar au rămas romanțele lui atât de puțin cât a trăit. Și mă uitam ce figură cultivată, că asta se vede chiar și pe chipul oamenilor. Și cum lucrurile pe parcurs s-au mai modificat. Dacă mergi în muzeu și vezi cum trec anii, cam cum arată. Și sigur că pe primul loc pe acolo există Ioana Radu, căci nu se putea altfel, și inclusiv ca decoratul Neanicu. Eu n-am aș fi lipsit de scena asta, dar mă rog, dacă la urma urmei e muzeul lor. E muzeul unei familii care este pasionată însă de romanțe și care se străduiește să bage inclusiv romanța ca un drept al României, un drept cultural UNESCO. Acum, romance în engleză știm foarte bine că de fapt înseamnă o idilă. E o poveste de dragoste și câtă vreme nu o dă în manea sau în populară, poate să fie extrem de sentimentală. Să nu uităm, sunt romanțe după poeziile lui Eminescu. Și chiar am fost pe 15 iunie. A fost o coincidență firește să vizitez muzeul și să fie acolo și familia Vasiliu, care se ocupă de acest muzeu, și toți sunt pasionați și există și costume și de pe vremuri și există povești și vă invit să le descoperiți, că e păcat. Discutam la un moment dat cu domnul Vasiliu despre asemănarea între romanță și șansoneta franțuzească, pentru că cam pe acolo suntem, dacă e să folosim numai texte foarte clasice. Și în caz că nu știați, inclusiv Deșteaptă-te române a fost o romanță. Acum mi se pare cam mișcat așa până la Deșteaptă-te. Niciodată, știți că foarte multă vreme m-am gândit de ce se cheamă Deșteaptă-te române. Știu, din somnul cel de moarte aici presupune că te trezești, că e un deșteptător pe acolo, deci ceva te trezești. Dar am zis că te poate și te deștepți în sensul că te mai înțelepțești, așa, nu? Vă place combinația asta între una și alta? Oricum, a fost o descoperire care mi-a făcut plăcere. Am văzut piane de altă dată, compozitori celebri, fotografiile lor, știu eu cum ar fi Henri Mălineanu. Mi-am amintit de tot felul de povești și sunt deja 55 de ani de când se face această crizantemă de aur. Dar știți, mă amuză, pentru că atunci când am fost în Japonia, știți, crizantema este de fapt floarea lor, chiar dacă o mai și mănâncă, din când în când e floarea lor națională. Iar cea pentru împărați era cea galbenă, cea aurie. Deci nu cred că s-au gândit în mod special, mai ales acum mulți ani când a fost prima ediție, dar între timp, în continuare, tot Rani se ocupă de partea de scenografie. Sigur, nu de partea muzicală, unde este familia Vasiliu. Deci am mai descoperit ceva de care nu știam. Apropo de cinema, am să vă spun așa. Am aflat de la una dintre fetele de la Vertical, ea mi-a zis, ați văzut Jujutsu Kaisen? Este un anime după o manga. Știți că tocmai ce am văzut Bell,
Mărturisesc că titlul nu îmi zicea mare lucru, nu mă îndemnase în mod special să mă duc să-l văd, dar ea mi-a zis, știți ce s-a întâmplat? În primul weekend a făcut 30.000 de intrări. 30.000, deci 30, și încă 30. Și am zis, înseamnă că totuși e un fenomen, sunt unii care sunt pasionați, de unde să avem atâția spectatori? Pentru o manga, să nu uităm, toate astea japoneze se subtitrează, nu se dublează, deci nu se presupune că au dus copiii sâmbăta sau duminica la cinema. Și oricum, era mai degrabă pentru liceeni, nu pentru copiii foarte mici. Titlul în sine e, de fapt, numele unui liceu. E un liceu care seamănă un pic așa cu Harry Potter, în sensul că înveți tot felul de blesteme, vrăjitorii, ei au ce au cu blestemele și avem și un panda, avem de toate acolo. Avem și bullying. Nu m-am gândit că într-o școală japoneză poate să existe așa ceva. Adică vine unul, te pune la perete și vezi cum te descurci, numai că din spatele tău apare un monstru care ți-l face praf. Sau, mă rog, nu vreau să vă spun toate detaliile, pentru că într-adevăr era extrem de interesant. Și uite, dacă n-aflam de la ea de filmul ăsta, nu știu dacă m-ar fi tentat atât de tare și l-am văzut la Independența. Domnul Macarie, mulțumesc. Apropo de domnul Macarie, pe oriunde ne-am mai dus apoi, la orice biserică intram prin zonă, că era vorba de, bineînțeles, că de mănăstirea Dealul sau de Vâforita. Da, că adică m-am uitat, așa e. Da. Am întrebat dacă sunt vifore pe acolo, nu știm de ce îi zice așa, dar Vâforita. Bine. Dar se vede foarte frumos orașul de sus, așa, sunt foarte multe flori și peste tot există Sfântul Macarie. Cred că e de la Deal, a ajuns la cinema, presupun. După aceea am văzut și Lightyear, pentru că știm, este Buzz Lightyear, da, știi, un astronaut. Să știți că seamănă foarte mult cu Top Gun, știți de ce? Nu doar pentru că pilotează, mă rog, în spațiu unde e, dar la final ajunge și el instructor. Deci știți, marele spirite se întâlnesc sau e o simplă coincidență. Ne-a plăcut ceva mai puțin, că există și un pilot, nu? Un copilot și pe care îl cheamă Ivan. Ok, dar are voce de femeie, bun, ne-am scos. Filmul a fost interzis întâi, între timp, în Emiratele Arabe, pentru că a ieșit un zvon că există două fete care se sărută. Nu, există o colegă a lui Buzz, care e de culoare și care se mărită cu o doamnă și au chiar și un băiat, care la rândul lui va avea o fetiță mai târziu. Deci nu era cu pupături, era doar cu subînțeles. Așa, bun. Asta este, se întâmplă. Nu au aflat de politically correct, ne pare rău pentru ei. Noi am aflat de mult și nu avem cum să dăm înapoi. Dar și aici se ține un jurnal, apropo de jurnalul Anei Frank, apropo de lucrurile importante și care, dacă pot fi strecurate în viața copiilor sau adulților, să știți că ele fac foarte bine și atunci când, din păcate, trebuie să te despași de cineva foarte drag. Iar în Lightyear, să știți că e cam complicată situația, pentru că e un calcul de timp, se întoarce timpul, merge înainte, înapoi, o mașină a timpului, o să fie greu de urmărit. Oricum, l-aveți și în variantă originală, în englezește, americanește, Pixar, și în variantă românească. Cel mai drăguț este pisoiul. Avem un pisoi care cheamă Botoșel, cheamă Sox în englezește, e roșcățel, asta ne place, dar este tot un roboțel, ca să nu mai, dacă trec anii 30, 40, 50, încă nu se inventează sistemul ca să poată trăi decât dacă sunt roboții, dar sunt foarte eficienți și mi-a plăcut că după ce au folosit-o pe Laika, nu, au folosit-o de adevărate rușii și chiar au și sacrificat-o, așa, place că americanii, evident, au luat un pisoi și nici nu sacrifică. Vedeți, asta e diferența, știu, există multe asemănări, dar există și diferențe. Prin urmare, coincidențele au fost destule cu viața de apoi, cu sfârșitul, cum să depășești momentele, inclusiv în cel japonez unde băiețelului îi mare cea mai bună prietenă și deși promit că vor rămâne împreună pentru tot restul zilelor. Repet, e făcut antisinucideri, între altele, pentru că și ei au această problemă și au avut-o dintotdeauna.
Pentru că nu au frică de moarte, după cum bine știți că la Hiroshima de aia s-a întâmplat, pentru că pentru împărat și pac și asta este. Mă întorc rapid la TIF și vă spun, nu ratați rețeaua Jane, pentru că vine cam în aceeași linie cu L'Evenement, pentru că L'Evenement este cu Ana Maria Bartolomei, cu românca noastră, știți, a fost la Veneția, este contra avorturilor de data asta din Franța, înainte să apară Simone Veil, care să plângă ca să obțină dreptul de a face avort în Franța și de a exista anticoncepționalele. Deci merge cam pe aceeași linie, numai că se întâmplă rețeaua Jane, se întâmplă în America și, sigur, amândouă sunt multe după 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile, nu? După pandorul lui Cristian Mungiu, asta ca să nu uităm cine a fost primul. M-a tentat un titlu care sună Iubirile Patricei Highsmith, așa, știți care a scris talentatul Dom Ripley, sunt foarte curioasă. Apoi Alice, despre care vă vorbisem, se scrie Alice și care e o poveste care se întâmplă în Columbia, din nou într-un liceu de fete și fiecare trebuie să aibă un personaj imaginar și cum și l-ar crea după, adesea după chipul și asemănarea lor, fără să inducă ideea de Doamne, Doamne. Un Maigret, cum vă spuneam, cu Depardieu, sunt foarte curioasă. Mi se pare o distanță la cel la pământ de la, la Jean Gabin, mă rog, căutați-l pe Jean Gabin ca să vedeți cum e. Culmea e că pe vremea Jean Gabin mi se părea așa mai rural. Pe lângă Depardieu, ce să mai zicem, astea așa, așa merg lucrurile, na, nu merg în sus, merg în jos, așa cum și la noi, cum spuneam mai devreme, personajele interbelice arătau mult mai bine decât cele actuale. Vortexul al lui Gaspar Noé, iarăși, cred că ar trebui văzut, tot la Veneția, au venit multe de la Veneția, Alcarazul care a luat premiul Ursul de Aur anul ăsta, și pe care puteți să-l vedeți și pe 2 iulie într-un lan de lavandă. Da, da, lângă Brăila, acolo să-l proiectăm. Și Mr. 8, nu e vorba de un mister, ci de 8 iubiți. Oh, doamnă, domnișoară, nu știu încă, nu l-am văzut, cum vă spuneam, mă pregătesc să plec și la TIF, care are câte un iubit în fiecare zi. Nu știu ce avem și a 8-a zi, dar cine știe, a reușit ea să facă ceva în acest sens? Cred că da. Ei, cam asta ar fi. Ne vedem de adevăratele dacă veniți la TIF, la Carlo Vivari, la Blaj, unde am să țin o conferință. Și după care am să încerc să vă povestesc tot ce s-a mai întâmplat între timp și nu ratați iluziile pierdute.